O ceartă între copii pe un teren de fotbal din Arad a fost tranșată cu pumnii și picioarele de tatăl uneia dintre combatanți. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pe filmare se vede cum bărbatul bate cu bestialitate unul dintre copii. Un bătrân? Tu te-a dus sabia? Vezi că iar o sări la mine. A dus sabia, băi! Tu te-a mai șed, băi! Bă, nu mai da, bă! Ai putut filmarea? Conflictul ar fi pornit de la un fault în timpul jocului. Atunci unul dintre copii și-a chemat tatăl pentru a-i face dreptate. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a sosit rapid la fața locului, unde a devenit extrem de agresiv. A snopit în bătaie doi adolescenți, unul de 16, altul de 18 ani. Ambii au ajuns la spital, unde au primit îngrijiri medicale. Polițiștii arădeni s-au autosesizat în acest caz și au întocmit tatălui bătăuș un dosar penal pentru loviri și alte violențe.